Târgul Ieșilor l-a adoptat pe Mihai Eminescu, iar marele poet a îndrăgit orașul. În Copou, ca printr-o minune, de peste 540 de ani, domnește teiul lui Eminescu, cel mai bătrân copac din Iași, dar și unul dintre cei mai importanți arbori monument ai României. La umbra teiului a avut loc comemorarea celor 132 de ani de la moartea poetului Nepereche. La bustul poetului Mihai Eminescu a avut loc o ceremonie de depunere de coroane de flori în semn de prețuire și respect. A fost cel mai mare scriitor român, a scris poezii foarte frumoase, precum Am ieșit joc de codru, Sunoase păsărele. Și știu că a fost scrisă literatura foarte frumoasă, foarte multe metafore. Noi îl iubesc pe Eminescu. Înseamnă cultură, înseamnă patriotism, înseamnă trecut, înseamnă verticalitate, iubire de neam și de țară și multe și multe altele. Și pe dracu m-am aflat aici din întâmplare. A scris una dintre cele mai populare poezii, Luceafărul, și este un reprezentant al României. Eminescu este respirația limbii române pe care fiecare dintre noi suntem datori pentru a exista, să o folosim, să o întrebuințăm. Cei prezenți au participat la un recital de poezie și la o serie de dialoguri culturale despre ceea ce a însemnat Mihai Eminescu pentru literatura română. Să sărim în luntra mică, îngânați de glas de ape. Puțin știu că Titu Maiorescu, ministru al instrucțiunii în guvernul conservator al lui Lascăr Catargiu, l-a numit pe Mihai Eminescu bibliotecar la Biblioteca Centrală a Universității în 1874. Însă, peste mai puțin de un an, în iulie 1875, Eminescu a fost demis din post și a fost implicat într-un proces de sustragere de bunuri, ce avea să se încheie cu achitarea sa. Întreaga poveste a fost expusă în conferința Șarjând printre cărți, bibliotecarul Eminescu. Lucruri puțin știute fiind acelea că învață mai bine sanscrită, exersează franceza, începe să scrie la textele sale importante, Împărat și Proletar fiind unul dintre textele pe care le publică în această perioadă, suspină pe sub ferestrele Veronicăi Micle, cum spun prietenii, participă la ședințele Junimii, este un profesor sever de logică și de limbă germană, suplinind orele lui Xenopol la Institutul Academic, o școală privată de băieți care se organizase la Iași în perioada respectivă. În sfârșit, Eminescu este, din punctul meu de vedere, în această perioadă în plină manifestare. Oamenii care au ajuns în Copou au putut vizita și expoziția documentară Printre cărți Eminescu bibliotecar la Iași, dar și o selecție de tușe eminesciene realizate de artiști din întreaga lume. Toate privesc un Eminescu în postura, structura poetului, așa cum îl vedeți acolo, un Eminescu care mereu privește către zone înalte, un Eminescu care e îngrămădit de pagini de scriitură, e îngrămădit și forțat de penelul, de condeiul cu care scrie. Expoziția poate fi vizitată întreaga vară la Muzeul Mihai Eminescu din Copou.